Давайте. Стимации прийти, стимации кончитатень, индиферент де ситуация де урженца, но и аша кум ам конвенит ку дневастра, о са фачем тот посибил ка удат ин саптамана са распонд ла интребарили дневастра, ин кадрул дежа, а девени дежа у чева обишнуй пентру тоца, эмисиуней пшинителя распонде, аса сунтем ла, че эпизод сунтем бец? 16. Puteți să vorbiți, nu-i problemă, că noi suntem în live. Am hotărât să răspund în direct la întrebările pe care dumneavoastră le aveți, deci eu vă propun pe parcursul la următoarele 10-15 minute să veniți cu întrebările care vă interesează. Eu o să monitorizez împreună cu colegii care mă ajută acum și o să încerc să răspund la toate întrebările dumneavoastră. Dar din start vreau să mă opresc la 8 subiecte de bază legate de pandemie sau criza prin care trecem. La care anume? Situația generală la moment, 2. Scenariile viitoare, 3. Cum ajutăm populația, 4. Cum ajutăm agenții economici, 5. Ce va fi cu bugetul statului, 6. Fake news-urile, tradițional, 7. Diaspora, ce se întâmplă cu diaspora, cum pot ajunge acasă, la ce etapă suntem, și 8. Cine din partenerii externi ajută. Deci eu o să merg cu aceste subiecte pe parcursul următoarelor 15, maximum 20 minute, după care răspund și la întrebările dumneavoastră. Începem cu primul subiect, situația generală la moment. După cum probabil deja ați văzut în știri, la această etapă au fost investigate 1298 de persoane, testate pozitiv 177. În această noapte am mai avut încă o persoană cu regret, încă un deces, avem două decese, noaptea aceasta a decedat o persoană de 79 de ani. După cum am spus, persoanele în etate și care au și alte boli cronice cu regret sunt cele mai afectate și sub riscul sporit. Din aceste 177 de cazuri infectate, avem două decese, două persoane deja au ieșit din spital și plus 25 de persoane care de fapt deja sunt pe cale de însănătoșire și cel mai probabil în zilele următoare vor putea să plece din spital. Adică din 177, 27 practic deja sănătoase, cu regret avem două decese. Restul se află în spital. Din aceste persoane, din 177 de cazuri de import avem 52, și cazuri de transmitere locală 125. După cum vedeți, stimați concetățeni, cazurile de transmitere locală practic sunt duble. 125 transmitere locală și 52 de import. Vreau să spun că tot ceea ce ține de cazurile de import, adică atunci când intră oamenii în țară și sunt infectați, noi am reușit parcursul ultimilor săptămâni să reducem drastic numărul celor infectați care intră în țară. Practic, ieri am avut doar 3 cazuri. Dar vedem că avem o problemă mare referitor la transmiterea pe inter. Ce decizii suplimentare au fost luate recent? În primul rând, după cum cunoașteți, parcursul săptămânii curente, eu am luat decizia să implicăm armata pentru a ajuta poliției. Am văzut diferite mesaje la o anumită etapă negative. Unii, apropo, referitor la toate măsurile care sunt luate, avem și cei care critică, avem și cei care ne susțin. Eu consider că deciziile se iau la timp și sunt foarte necesare. Ieri a fost luată decizii suplimentare de restricționare a următoarei etape, adică săptămâna viitoare este declarat săptămână zile libere în Republica Moldova. În afară de aceasta a fost luată decizia de a impune restricții și a solicita populației ca pe parcursul zilei să nu fie mai mult de 3 persoane împreună. Suplimentar la aceasta, cred că în decursul zilei de astăzi, zilei de mâine, Comisia Situației Excepționale va examina propunerea mea de a institui un regim separat referitor la părăsirea locuinților pe perioada noaptea, de la ora 23:00 până la orele 05:00. Astfel de măsuri sunt în marea majoritate a țărilor care sunt afectate masiv de acest virus. Noi, multe dintre ele, le-am aplicat, unele chiar înainte de situația care a fost în alte țări.
De ce? A mers cu unele acțiuni mai dure pentru a preîntâmpina evoluția negativă a situației din Republica Moldova. Și vreau să vă spun că și în opinia Organizației Mondiale a Sănătății, aceste acțiuni și ceea ce fac cei autoritățile sunt apreciate pozitiv. Acest lucru ne-a permis să gestionăm situația la această etapă și nu avem foarte multe sau prea multe cazuri. În afară de aceasta, câteva subiecte importante care au fost luate, sau câteva decizii importante care au fost luate pe parcursul săptămânii curente, este vorba de protejarea grupei de risc, este vorba de oamenii în etate, pensionari în primul rând. Pensionarilor le-am recomandat să nu iasă din locuințe fără un motiv special și, începând cu săptămâna viitoare, pensiile vor fi achitate la domiciliu pentru toți pensionarii și am luat decizia ca să nu se facă cozurile la plata tarifelor. A fost o decizie a regulatorului că se poate nu de achitat tarifele la această etapă și nu vor fi sancțiuni și nu vor fi deconectări. Aici o doamnă Eva Elena mă întreabă totuși care sunt regula de ieșire din casă. Trebuie declarații sau nu? Nu suntem la această etapă când este necesară o declarație în scris, cum este, de exemplu, în Italia sau în Franța. Noi nu avem acum, la această etapă, necesitatea sau impusă necesitatea prezentării declarației. Dar a fost luată decizia ieri la Comisia Situației Excepționale că să aibă un anumit document, buletin de identitate, alt document care justifică cine este persoana. De ce este necesar acest lucru? Pentru că în caz dacă sunt careva semne de semne că ar putea fi infectat sau simte nu bine persoana dată, să putem să reacționăm operativ. De ce militare pe stradă, cu armament, societatea și așa e stresată? Domnul Bogdan mă întreabă. Domnul Bogdan, ați văzut care este situația și în alte țări și cred că nu trebuie să facem panică la acest subiect. Soldații nu sunt cu arme în stradă. Nu sunt cu arme în stradă. Mai mult ca atât, am luat decizia să le interzicem să poarte arme sau cartușe. Aceasta a fost decizia mea încă atunci când am semnat decretul. Asta a fost la începutul săptămânii marți. Asta a fost primul subiect. Subiectul numărul 2. Care sunt scenariile mai departe? Noi acum cu 177 de cazuri de infecții în Republica Moldova suntem la scenariul numărul 2. Vă amintiți, eu vorbeam de 4 scenarii, 1 până la 100, scenariul numărul 2 până la 400, scenariul numărul 3 până la 1000, scenariul numărul 4 mai mult de 1000-1500. Acum suntem la scenariul 2. În opinia noastră, conform opiniei și recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, noi am întreprins unele măsuri mai dure, unele restricții mai dure pentru următoarele 7-14 zile, dar și aici trebuie să fim conștienți de faptul că numărul cazurilor confirmate în Republica Moldova va crește. Conform estimărilor noastre, la mijlocul lunii mai am putea ajunge deja la scenariul 4. Ce înseamnă scenariul 4? În jurul de 1500-2000 de persoane infectate. Practic, în perioada 10-15 aprilie, în Republica Moldova ar putea fi în jurul la 2000 de cetățeni sau a Republicii Moldova de persoane care sunt infectate cu acest virus. Ce va urma după acest pic, noi sperăm că ăsta o să fie punctul de vârf. Vom vedea în funcție de evoluția situației și pe intern și ce se va întâmpla în regiune. Noi pentru 2000 de cazuri ne-am pregătit încă câteva săptămâni în urmă. Acum, colegii de la instituțiile medicale fac toate procesele, protocolele necesare pentru, în caz necesitate, a trece la un număr mai mare. O să vedem, va fi necesar sau nu, dar vreau să vă spun că instituțiile medicale din Republica Moldova, capacitățile instituțiilor sunt mai mari decât aceste 2000 de cazuri care ar putea fi deja la mijlocul lunii aprilie. Pentru 2000 de pacienți în Republica Moldova, la această etapă, am spus, locuri în spitale sunt, medicamente, practic, s-au deblocat toate intrările de medicamente, inclusiv din România, ați văzut, au venit din China, așteptăm din Federația Rusă, așteptăm de la alți parteneri, nu avem probleme cu medicamentele, nu avem probleme cu utilajele, de aceea pentru această cifră, pentru acest scenariu, noi suntem pregătiți. Suplimentar referitor la scenariile de mai departe. Noi am luat o decizie importantă ieri, și cel mai probabil în timp apropiat va fi implementat mecanismul de asigurare a testării medicilor și asistenților medicali
tuturor celor care stau în prima linie. Eu consider că testarea personalului medical trebuie să aibă loc periodic, de exemplu, dacă organizăm săptămâna viitoare prima dată, cel mai probabil va fi vorba de 10.000 de persoane, cărora statul, din cotul statului, le va asigura testarea, să vedem care sunt sau nu afectați de acest virus și va fi necesar să o facem periodic, după o anumită perioadă să o repetăm. Exact același lucru ne propunem să facem și pentru Poliția de Frontieră și angajații Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării, care de asemenea sunt în contact direct cu persoanele care sunt infectate sau cu persoanele care au suspiciuni de infectare. În afară de aceasta, cel mai probabil, dacă vorbim de scenarii, o să vedem cum evoluează situația, dar decizia am luat-o că până pe data de 15 mai, cel puțin până pe data de 15 mai, nu va fi reluat procesul de studii. Aici mă refer la activitatea grădiniților, școlilor, universităților. Știți că mai multe școli au trecut la studiile online și aici am câteva întrebări chiar la acest capitol din partea unora dintre dumneavoastră. Învățământul online e obligatoriu, dar unii nu au cu ce achita internetul. Poate banii de la școli achitați acest online. Noi examinăm acum această abordare ca să venim cu un suport, pentru că am trecut la învățământul online, ar fi bine să asigurăm și din contul statului acoperirea unor cheltuieli în acest sens. Așa, trebuie cumpărate mai multe teste, testați toată țara și izolați absolut pe toți. Nu putem să ne permitem și nicio țară nu a mers la testarea la toată populația. Pentru că să găsim acum 3 milioane de teste pentru a testa toată populația, este o sarcină care nu poate fi îndeplinită. Testele sunt de câteva tipuri. Sunt testuri rapide și am văzut diferiți experți, m-am menționat și anterior, că sunt unii care se cred mari experți în medicină și în virusologie. Cele mai ieftine teste, avem oferta acum din China, teste rapide, este în jurul de 4 euro bucata. Asta sunt testele rapide, care în decurs de foarte rapid pot să le faci, în decurs de până la câteva zeci de minute. Dar ele dau cea mai mare eroare. Testele care se fac cu laborator și așa mai departe, în dependență în funcție de laborator, sunt de la 400-300 de lei până la 600 de lei. Și ele nu sunt în număr de 3 milioane să testăm toată populația. Ne punem ca scop săptămâna viitoare, am menționat, să testăm medicii, să testăm angajații poliției, Ministerul Afacerilor Interne, și o să vorbesc mai departe, vreau să începem testarea tuturor celor care intră în țară. Diaspora și nu doar diaspora. Subiectul numărul 3. Cum ajutăm populația? O să spun aici câteva lucruri și în rusă. Во-первых, мы приняли решение, что по всем коммунальным услугам, это речь идет о водоснабжении, речь идет об электроэнергии, речь идет о газе, мы поменяли и дали поручение государственным органам для того, чтобы не было обязанности платить сразу, как появляются платежки. Что это означает? Не будет никаких штрафных санкций и никаких отключений, если вы вовремя не заплатите все эти услуги. Ну, если говорить своими словами, это возможность заплатить позже, без никаких штрафных санкций. Меня спрашивают, будут платить в полном объеме или нет. Мы будем рассматривать разные сценарии для того, чтобы определенным категориям уязвимых граждан помогать. Но на данном этапе, если нет возможности пойти оплатить, то можно не платить. То, что касается выплаты зарплат и пенсий, все будет в том объеме, который, я имею в виду сейчас пенсии и зарплаты государственным служащим. Я уже говорил, что из 650 тысяч официально граждан Молдовы, которые имеют трудовой договор и платят налоги, около 190 тысяч, 200 тысяч – это государственные служащие. Так вот, для государственных служащих и для пенсионеров мы сделаем все возможное, чтобы никаких задержек с выплатой пенсии и зарплат не будет. Меня спрашивают, а что мы делаем с частным сектором? Мы уже знаем, в каких секторах основные проблемы. И мы готовы, я думаю, что в начале следующей недели, я надеюсь, что после нашего обсуждения вместе с руководством правительства, с Министерством финансов, мы примем решение, как мы помогаем гражданам,
который работает в частном секторе. И речь идет о тех предприятиях, которые больше всего пострадали. Мы готовим такие предложения. И я надеюсь, что на следующей неделе мы с такими уже конкретными мерами мы выступим. Также мы договорились с банковской системой для того, чтобы не начисляли пени, ну, какие-то штрафные санкции по кредитам. И по возможности, конечно, это все нужно пролонгировать на другой период после этой чрезвычайной ситуации. Меня спрашивают про кредит от микрофинансовых компаний. Мы говорили с Национальной комиссией по ценным бумагам, для того, чтобы, потому что они регулятор, являются регуляторами этого рынка, для того, чтобы сделали то же самое, как мы договорились с Нацбанком и сделали по банковским кредитам. Меня спрашивают, что будет с курсом доллара. Мы видим, что на сегодняшний день официальный курс 18.04. И я вижу, что некоторые пытаются поднять панику. Я хочу вас заверить, что у Национального банка хватит ресурсов, ликвидности для того, чтобы поддержать курс. То, что он немножко от 17 с чем-то ушел до 18, ну, давайте посмотрим, как это будет касаться каждого из нас. Во-первых, то, что чуть-чуть отпустили курс, это хороший знак для наших экспортеров. Почему? Потому что мы видели, что в России, к примеру, валюта рубль тоже была девальвация. И для того, чтобы мы были конкурентоспособными на этот рынок, конечно, нам нужно тоже чуть-чуть опустить курс нашего лея. Но не катастрофически. Поэтому я вас заверяю, что курс мы будем держать. Что будет с ценами и тарифами? Обычно курс больше всего влияет на формирование цен на энергоресурсы. Давайте посмотрим. Три основных энергоресурса, которые мы в Молдове закупаем из-за рубежа. Это газ, это электроэнергия, мы из Кучергана закупаем, и это бензин и дизтопливо. Давайте посмотрим, как на вот эти товары, на эти цены, на эти тарифы будет влиять то, что чуть-чуть отпустили курс. Во-первых, по бензину и по дизтопливу. Здесь никаких проблем не будет, потому что мы видим динамику на внешних рынках, и мы видим, что цена на дизтопливо и на бензин в Молдове снижается, и оно будет снижаться дальше. Второе. По электроэнергии. 1 апреля заканчивается договор на покупку электроэнергии, который был заключен годом назад. Хочу напомнить, что мы покупали электроэнергию 85% у Кучергана по цене 52 доллара или евро за 1 мегаватт и 15% из Украины по цене 64 доллара за мегаватт. То есть цена была довольно... То есть 52 и 64 от украинцев. Сейчас после решения чрезвычайной комиссии Энергоком, это государственное предприятие, для того, чтобы никто не пытался спекулировать, покупает напрямую 100% электроэнергии, будет покупать с 1 апреля у Кучергана, то есть с Кучергана, по цене 49,5. На 9% ниже, чем то, что покупали у Кучергана до 1 апреля, то есть снижение на 9% меньше. Но по сравнению с украинцами, там снижение еще больше, то есть 15-20%. Что это означает? Это означает, что то, что опустили чуть-чуть курс, это не повлияет на цену на электроэнергию. Я надеюсь, что будут возможности еще пересмотреть сторону снижения. И по газу. Я знаю, что руководство Молдовагаз меня информирует. Они ведут переговоры с «Газпромом» для того, чтобы получить более низкую цену в ближайшее время. Я думаю, что курс также не должен повлиять на тарифы на газ. Поэтому по энергоресурсам, я надеюсь, что в ближайшее время у нас не то, что увеличение будет, должно быть снижение по основным направлениям. Аста чечи цини де кумажу темп популяция. Урматору субъект кум... Да, здесь тоже вопросы, давайте отвечу сразу на русском. Что будет с зарплатами учителей? Руководство школ оповещает учителей о снижении наполовину зарплаты. Это Александр Цветков. Александр, было решение, я знаю, что некоторые местные органы власти пытались сами принимать решение, что платят только 50% зарплаты. Они хотели сэкономить для местных бюджетов. Есть решение чрезвычайной комиссии,
правительственной, что никаких снижений или невыплат зарплат бюджетников не может быть. Поэтому зарплату все бюджетники должны и будут получать в полном объеме. Тамара Ротару, Дарлефили Медичлор, Ассистенциал Медикали, Фермьер, Лоргалисентом Прималине. Варно Ажунс Тимпулес Мажреза, Домна Тамару, Домна Тамара Ротару. Афост анунцата дечизия, декатрия Домна Думбравяну, Министр Санатеции, де дубларя salariului pentru această perioadă, pentru persoanele din prima linie. Astfel, această problemă a fost rezolvată. Așa, patru, cum ajutăm agenții economici? În primul rând, pentru agenții economici, deja a fost luată decizia de reeșalonare a plății impozitelor. Știți că a fost decizia Băncii Naționale de micșorare ratei de bază, ceea ce va duce și deja sunt unele semnale foarte clare de micșorare ratelor la credite, adică mijloacele banii trebuie să fie mai ieftine. Decizia Băncii Naționale a fost la sfârșitul săptămânii trecut. În afară de aceasta, în timp apropiat, va fi propus un pachet economic suplimentar, nu doar pentru angajați, dar și pentru agenții economici, care la această etapă, din diferite considerente, și-au sistat activitatea. Aici trebuie să vin cu un mesaj foarte clar, pentru că unii îmi aduc exemple și îmi scriu foarte mulți, că uite că în Statele Unite au hotărât să dea câteva trilioane de dolari, în Germania au hotărât să dea câteva sute de miliarde de euro, business-ul și așa mai departe. Haideți să îmi spun, domnul, dar de ce să nu dăm mai mulți lei și noi, agenților economici? Aici haideți să spunem sincer. Noi nu putem să ne permitem să începem emisia neacoperită a leilor. Ce înseamnă asta? Ну, чтобы было понятно, мы не можем себе позволить включить станок и печатать леи без обеспечения. Это приведет к тому, что через несколько месяцев лей будет просто хартия Ференчофельди Валуа. Поэтому в этом смысле мы очень хорошо понимаем, какие наши возможности. Мы имеем определенные проекты, как мы будем помогать бизнесу. И, конечно, для нас очень важно, чтобы бизнес, экономические агенты, малый и средний бизнес, Хорека в этих условиях выжил. И мы сделаем для этого все, что в наших силах. HMS întrebări, șoferi de tir blocați din alte țări, nu avem toate această informație și venim cu ajutor acolo unde putem. Как экспортировать яблоки и другие продукты? În primul rând, în ceea ce țin de exportul merilor și, în general, dacă vorbim de export, stimați prieteni, eu am informație, ca să cunoașteți, noi avem informație în fiecare zi detaliată. Deci, cât e import, cât e export, volumele, toate categoriile de mări. Pot să vă dau așa o informație interesantă. Traversarea frontierei de stat la ieșire, după tipul de transport. Nu, total autocamioane. Ieri au ieșit 785 de autocamioane din Republica Moldova, comparativ, hai luăm, 1, pentru că am toată luna martie, 1 martie 995. Adică aici nu avem o scădere, practic exporturile pe mare majoritate categoriilor de produse, noi vedem că avem o dinamică nu atât de rea, cu toate că înțelegem că ea se va înrăutăți. La importuri, ieri au fost 1158 de camioane, dintre care 624 cu marfă, comparativ, la începutul lunii au fost 653 cu marfă și 1000 de camioane. Adică, în ceea ce ține de exporturi și importuri, niciun fel de restricții din partea autorităților Republicii Moldova nu sunt. Mai mult ca atât, eu ieri am discutat cu domnul ministru al Agriculturii, care mi-a confirmat ce ține de exporturile de mărfuri în Federația Rusă sau în alte țări, nu sunt absolut niciun fel de restricții. 5. Bugetul statului. Care sunt estimările pierderilor la buget, de unde acoperim deficitul și așa mai departe. Noi am menționat și am menționat săptămâna trecută, tot în cadrul live-ului, că noi estimăm în funcție de situație, dar la această etapă, pierderile de 6-7 miliarde de lei. Dar totul depinde cât va dura această situație gravă și deja la această etapă noi depistăm sursele de acoperire. Cunoașteți că Fondul Monetar Internațional a anunțat că este gata să vină cu un suport de peste 100 de milioane de dolari.
Cunoașteți că Federația Rusă ne acordă 200 de milioane de euro pentru proiecte de infrastructură, însă acești bani pot fi utilizați și pentru alte necesități în interesul Republicii Moldova. Apropo, ieri la ședința Guvernului Federației Ruse s-au dat împuterniciri pentru semnarea acordului de credit. Am dat aceste împuterniciri săptămâna trecută domnului Neguță, ambasadorul nostru în Federația Rusă. Rușii ieri au luat decizie, de aceea acest acord urmează să fie semnat în timpul cel mai apropiat. De unde mai găsim bani pentru acoperirea deficitului? Sunt sursele interne și sursele externe. Aici vreau să menționez un lucru important. Marea majoritate a țărilor au luat decizia de a scoate toate restricțiile referitor la împrumuturi, interne sau externe, practic toate țările. Germania, care avea regula zero, adică niciun fel de deficit bugetar din surse de împrumut, au luat decizia și au scos aceste restricții. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă că noi vom găsi bani pe intern sau pe extern pentru a asigura, pe de o parte, în primul rând, suportul populației afectate, într-a doilea rând, agenților economici care trebuie să activeze în continuare și, trei, evident, că trebuie să continuăm cu investițiile în economie, în infrastructură. Pentru că aici văd, unii mai întreabă, domn Dodon, dar poate ar fi gazul să nu mai facem investiții în drumuri, în infrastructură și așa mai departe. Investițiile sunt necesare. Ele creează locuri de muncă, creează valoare adăugată și dau posibilitate să avem dezvoltare pe circuit. A șaselea subiect, fake news-urile, acțiunile, fake news-urile și acțiunile, declarațiile unor politicieni. Ați văzut că s-au luat mai multe decizii în ceea ce ține de a bloca inclusiv un site-uri de fake news. Noi vom continua cu acțiuni destul de dure atunci când încearcă să se promoveze panica. Evident că noi nu vom merge pe limitarea opiniei publice. Am văzut unele decizii a regulatorului de mass media, Consiliul Audiovizual, de care ieri, apropo, a fost anulat, a fost revăzută. Noi estimăm opinia mass media, noi încurajăm mass media să fie liberă, independentă, dar în același timp vă rugăm foarte mult să vedeți cu mesaje care corespund adevărului. Eu înțeleg că orice lucru poate fi interpretat, orice, dacă sticla asta dezinfectat, se poate văzut că jumătate goală sau jumătate plină. Și poți să dai că, uite, de-am o jumătate, s-a terminat, ce o să facem mai departe? Cei cu panică. Cei buni spun că mai avem jumătate, putem să mâncăm vreo o lună să o utilizăm, sau două, trei săptămâni. Eu vă înțeleg, fiecare jurnalist care sunt adevărați profesioniști, pot să dea orice subiect cum din diferite unghiuri. Dar vă rog foarte mult, stimați reprezentanți mass media, haideți să facem tot posibilul să nu promovăm panică. Aici mă refer și la politicieni. Noi toți suntem împreună. Noi toți suntem împreună. Dacă credeți că încercarea acum de a promova panică, de a critica guvernul sau președintele, fără a avea careva argumente, doar din considerente politice, vă dau vouă dividende politice, lucrul ăsta nu o să vă ajute. Alegerile sunt departe. O să avem încă timp de campanie electorală. Haideți acum să facem tot posibil pentru a ieși mai repede din această situație. Deci, atunci când unii politicieni vin cu declarații, vin cu încercarea de a induce în eroare opinia publică, și avem foarte multe lucruri de astea. Foarte mulți care stau prin carantină și în fiecare zi vin cu scenarii de se termină lumea. Vă credeți că lucrul ăsta ajută? Haideți împreună să vedem cum rezolvăm aceste probleme, aceste provocări care noi ne ciocnim. Diaspora. Un subiect foarte important, ceea ce țin de diaspora. Eu vreau să vă spun că până la această etapă, de pe data de 15 până pe 26 martie, au fost evacuați aproape 3.000 de cetățeni ai Republicii Moldova din mai multe țări. Ieri au fost câteva charturi, săptămâna curentă au fost câteva charturi, chiar astăzi, acum vă spun, astăzi vor fi Chișinău-Moscova, Moscova-Chișinău, pentru că cei din Federația Rusă trimit câteva avioane să-și evacueze cetățenii lor și eu am avut cu ei și m-am înțeles că când vin în Republica Moldova aceste avioane să aducă cetățenii noștri. Astăzi avem două charturi cu Moscova și avem Navo Cargo de la București spre Chișinău. Care este modalitatea și pentru că aici sunt foarte, foarte multe întrebări. Și apropo, avem două opinii diferite. De exemplu, vă citesc. Găsiți soluția cu cei care sunt aduși de peste hotare să fie puși toți în carantină la un sanatoriu. Sau Sergiu.
Eu nu înțeleg ce fel de carantină dacă avioanele charter plin cu moldoveni vin din Franța, unde sunt mulți infectați. Așa noi nu vom trece epidemie, trebuie să le interzicem categoric să intre în țară. Sunt alții, Cristina, domn Dodon, dorim curse din Cehia, vorbim foarte mult, am rămas fără lucru și așa mai departe. Dacă avem două opinii, două poziții diferite. Care este poziția statului, guvernului? Evident că noi ne dorim cetățenii Republicii Moldova să revină acasă. Noi vrem, stimați concetățeni, stimați cei din diaspora care acum ne privesc și care vin cu mesaje în privat, mie și publice, noi vrem ca diaspora noastră să revină acasă. Dar haideți să vedem când și cum. În primul rând, nu credeți în policienii care vă organizează charter. Nu policienii organizează charter. Fiecare avion charter trebuie să primească avizul Comisiei Situații Excepționale. Sunt foarte mulți șarlatani acum care fac business, fac bani pe voi. Biletul la charter e 200, vă vă vând cu 270. Fac bani pe nevoile oamenilor. De ce nu vă aventurați și nu-i credeți pe tot felul de demagogi și balaboli care acum încearcă să profite politic de nevoia dumneavoastră. Autoritățile statului, guvernul, președintele, face tot posibilul, în măsura posibilităților, ca oamenii să revină. Ieri a fost luată decizia. Intrați și vedeți care este decizia Comisiei Situații Excepționale, unde este indicat expres că Ministerul de Externe este unica instituție care se va ocupa de acest subiect. Doar Ministerul de Externe. Aveți telefon la Ministerul de Externe, sunt ambasade sau reprezentanțele ambasadelor în toate țările, unde avem foarte mulți moldoveni. A fost luată decizia că, în primul rând, uitați, Ministerul Afacerilor Externe va întocmi lista cetățenilor care intenționează să revină în Republica Moldova. Mai departe, va înainta Comisiei Situații Excepționale această listă și mai departe va fi organizat charter. Însă prioritate o să dăm copiilor, studenților, persoanele aflate la tratament medical, altor cetățeni aflați în dificultate. De ce? Încă o dată. Noi ne dorim ca dumneavoastră să reveniți acasă. Mai mult ca atât, vreau să vă spun. Noi ne gândim cum să vă ajutăm ca dumneavoastră să vă încadrați mai rapid în viața economic-socială din Republica Moldova. De ce nu? Poate vom veni cu unele suporturi pentru dumneavoastră, că dumneavoastră, mare majoritate cei care sunteți în afara țării, sunteți persoane active. Sunteți persoane care ați putea să faceți foarte multe lucruri în Republica Moldova. Și noi chiar ne dorim, dacă reveniți acasă, să rămâneți acasă. De ce pregătim programe și pentru dumneavoastră, că revenind acasă, să vă ajutăm să vă lansați în diferite activități sociale, economice, să creați locuri de muncă, să rămâneți aici în Republica Moldova. Și eu, dacă să fiu foarte sincer, eu consider că aceasta este o provocare bună pentru Republica Moldova. Ar fi ideal ca 100-200.000 de moldoveni să revină acasă și să rămână acasă. Să rămână acasă. De ce eu vă îndemn, reveniți acasă, dar haideți să venim în etape. Haideți să creăm condițiile respective. Nu vă aventurați. Nu vă aventurați. Cu, încă o dată vă spun, cu diferite căi care nu știți dacă o să ajungeți pentru că o să fiți blocați. De ce? Mesajul către dumneavoastră. Noi vrem să reveniți. Vom face tot posibilul să creăm premizele pentru a reveni acasă. De ce subiect cursele charter nu se ocupă policienii, se ocupă Ministerul de Externe. Acum, în ceea ce ține de alte subiecte legate de diaspora. Eu am ieșit ieri cu inițiativa și sper guvernul să găsească o soluție în timpul cel mai apropiat, ca toți care intră în țară să fie testați la coronavirus. După cum am menționat, ne-a reușit parcursul ultimilor săptămâni, prin aceste restricții, să reducem numărul celor infectați din import. Adică ieri am avut doar 3 cazuri din cele 28 de cazuri înregistrate pe parcursul zilei de ieri. Noi nu ne dorim că odată cu revenirea masivă a cetățenilor noștri din afara țării, să creștem riscul pe intern. De aceea am propus să facem testarea obligatorie la intrare în țară. Eu cred că această procedură ar putea fi implementată săptămâna viitoare, acum se elaborează mecanismul cum acest lucru va fi asigurat. 2. Am propus guvernului să examineze mecanismul ca la intrarea în țară diaspora să vină cu procurarea poliție de asigurare medicală obligatorie. Nu vă supărați, stimați concetățeni, cei din diaspora, cei din care vor să întoarcă acasă, dar haideți să fim cinstiți însăși cu noi. Marea majoritate cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc acum în țară
achită impozite pentru întreținerea, pentru suportul sistemului medical. Sistem medical care are nevoie de acest suport. Noi vă rugăm și vă îndemnăm să contribuiți și dumneavoastră pentru susținere. Și credeți-mă, lucrul ăsta va fi apreciat absolut de tot, și de medici, dar și de cei care locuiesc în Republica Moldova. Încă o dată, noi vrem, vă așteptăm acasă, dar haideți împreună să punem umărul pentru depășirea acestei situații. Așa, cursii charter am spus. Ok. Și 8. Repede. Cine din partenerii străini ne ajută și cu ce? Am spus deja, Organizația Mondială a Sănătății, Rusia, China, Fondul Monetar. Vreau separat să mulțumesc agenților economici care în ultimul timp au venit cu mai multe acțiuni de caritate. Apropo, vreau să vă informez că sunt mai multe organizații, mai multe organizații care sunt gata să vină nu doar cu bani, dar și cu suport pentru medici. Unii chiar acum știu că caută posibilitatea să importe în Republica Moldova și să doneze câteva sute de mii, chiar 1 milion de măști, asta cineva mi-a spus că vrea să le aducă, să le doneze instituții prezidențiale sau direct Ministerului Sănătății. Eu vreau să vă mulțumesc, stimați concetățeni, stimați agenți economici, pentru această atitudine. Acum o să încercăm, da, colegi, sunt întrebări în direct? Sunt multe. Sunt multe? Haideți să-l luăm. Așa. Haideți în decurs de 15 minute, stimați prieteni, eu o să încerc rapid să răspund la întrebările care sunt în limba în care sunt acordate. Ирина Амбросий, когда начнуть ехать межгородские маршрутки? Ну, Ирина, вообще-то все, что касается межгородского транспорта, здесь никаких ограничений не было. То, что касается маршрута, где было очень много народа и невозможно было обеспечить элементарные правила, которые могли бы обезопасить пассажиров, ну, там, конечно, есть проблемы. Но автобусы, насколько я знаю, без проблем могут ехать. Балунцы Николай, мы есть казус с континуум проекта инфраструктуры. Николай, я распонс на час интербаре. Но и так и стопем, а кум тота экономия. Știți cum este o vorbă foarte bună la moldoveni? O zi de primăvară hrănește tetanul. Noi nu putem să stopăm tot ceea ce sunt de agricultură, deci am deschis toate magazinele agricole. Noi nu putem să stopăm investițiile, pentru că investițiile care le facem acum, ele o să dea efect economic în toamnă, dar noi cu toți intrăm într-o recesiune economică. Toată lumea intră într-o recesiune economică. Și noi, toate țările, vedeți că din contră, mai bine să împrumutăm bani din extern, și să facem investiții. Dar am spus prioritățile. Hai să spunem prioritățile. Prima prioritate. Să ajutăm oamenii care și-au pierdut locul de muncă sau nu pot la această etapă să supraviețuiască ținând cont de situația de criză. Doi, să ajutăm agenții economici ca să nu-și sisteze activitatea, să păstreze locurile de muncă. Și trei, să facem investiții în economie, în infrastructură. Ce întrebări sunteți? Puțin mai vreau să încerc să vă uitați, că sunt și întrebări de aici. Ну, я усмотрю на то. Вика Язинская, почему работают государственные учреждения? Вика, а как запретить работу государственных учреждений, полиции, медицинских учреждений и так далее? Я вам уже заявлял сегодня в первой части передачи, что на следующей неделе мы объявили, что будут свободные дни. Но некоторые государственные институты, конечно, будут работать. Президент будет работать, премьер будет работать, медики будут работать, полицейские будут работать, другие органы будут работать. Андрей Лянко, какая есть ситуация для субъекта разбойного мундиал? Чем требует не ворунка звонить? А с прецеденте, где сапна трекута? Ну, оставался шакума с репетат. Так, Мария Марика. Bună ziua! Prestați servicii saloanele când se vor deschide. Eu cred că este vorba de cineva din lucrătorii saloanelor. Evident că ele acum sunt închise. Nu vă spărați, dar trebuie să avem unele reguli mai dure de restricție pentru ca această pandemie să oprim mai repede. Eu vreau aici să o deschid puțin paranteză. Eu înțeleg că aceste restricții sunt neplăcute. Dar cu cât ele mai sunt mai dure acum și cu cât noi suntem mai organizați și cu cât respectăm mai bine, cu atât mai repede o să ieșim în această situație. Dacă nu o să respectăm, eu o să întind de pe multe, multe luni înainte. Dacă e 2-3 săptămâni, o să ascultăm de ceea ce spune medicii, ceea ce spune guvernul, atunci o să ieșim mai repede.
Так, Старчук, Лауреция, când vor putea lucra din nou companiile SRL care prestează comerțul cu amănuntul? Răspuns este același care am spus, și doamnei mai sus. Comerțul la această etapă, amănuntul, în afară de alimentare, în afară de magazinele agricole, practic restul este interzis. Sperăm că la o anumită etapă, când vom trece de picul acestei pandemii, vom reveni și la activitatea acestor agenți economici. Игорь, господин президент, у людей деньги заканчиваются по кредитам, никаких поблажек. Игорь, я думаю, что здесь, во-первых, идет речь о вот этих организациях микрофинансирования, потому что по банкам решение принято, и по банкам мы сделали все возможное, чтобы не было никаких штрафных санкций от банков. Сейчас занимаемся организацией по микрофинансированию. Артем Бачу, че фачем ку шантьерли де конструкции, каре си конструкция не межлочита пропьер, де касли индивидуали или уамилер. Ну, к шантьерли конструкции не кишнел, я уверял за спонг примару генерал домну Чебан, пробабила се за фила мини, дискутам ситуация не кишнел, а анчепут са факу ордене. Но са интрон детали, ка ну цени межлочи де субъекту дискуции де астази, дар фачи ордене, шно я сал су ценим континуаре. Кристина, Domn Dodon, noi în Europa mulți am rămas fără serviciu. De unde să luați la intrare în țară bani pe polița de asigurare? Cristina, eu cred că o să găsim soluții împreună la acest capitol. Polița de asigurare nu e atât de scumpă, nu e atât cât costă în Germania sau în Italia. Haideți să spunem mâna pe inimă, spunem sincer. Asigurarea medicală unde sunteți dumneavoastră, Cristina, unde în Europa, în Spania sau în Italia sau în Germania, e mai ieftină ca în Republica Moldova sau mai scumpă? Dacă e mai ieftin, atunci se poate de încercat acolo, de trecut, lecuirea cei care se ciocnesc. Dar eu cred că e mai scumpă, cu mult mai scumpă. Cu mult mai scumpă. Eu vreau să aduc exemplu persoane din Italia care a venit prima cu infecția respectivă. Nu avea poliță de asigurare în Italia, s-a dus repede de acolo, a venit acasă și fără poliță de asigurare medicală, aici a stat câte zile, a stat o săptămână și ceva în reanimație. Știți care sunt costurile pentru o săptămână și ceva în reanimație? Haideți să fim sinceri, spunem mâna pe inimă. Dacă o să rămâneți acolo, credeți că o să vă asigure tot ce țin de medicină la un preț mai jos decât acea poliță de asigurare care costă 200 și ceva de euro în Republica Moldova? Boris Gânciar, cea mai comentată întrebare în societatea noastră este rolul președintelui în lupta coronavirusului. Unii vă acuză că încercați să acumulați dividende politice pentru legile prezidențiale. Vă rog să combateți speculațiile care se fac în adresa dumneavoastră și să spuneți în calitate de cine faceți declarații cu privire la lupta cu COVID. Boris, domnul Gonciar, eu mă implic în gestionarea acestei situații pentru că sunt acel conducător al statului care are legitimitate, a fost votat direct de cetățeni, și trebuie să suporte cetățenii la această etapă. Ar fi mult mai simplu dacă să luăm în calcul criticile acestea, să stau alături de familie, să spun ca mulți alții, cum mă duc în carantin, cum au spus recent, nu știu cine. O confirmat ceea ce am zis eu săptămâna trecută și unii de la unele televiziuni au încercat să fac show-uri pe asta. Au confirmat că 2/3 din populație sau unii spun 80% nici nu au simptome cu acest virus, dar ei sunt purtători acest virus și pot transmite. Și văd că unii politicieni, în baza acestui argument, s-au dus acasă și 14 zile s-au închis. Pentru mine ar fi mai simplu să stau lângă familie și nu vin în fiecare seară acasă după lucru, când vin copilașii și în seară în braț, tata acum azi la lucru și risc să infectez și pe ei. Dar eu am obligațiunea în fața cetățenilor să stau în prima linie și să ajut. Și eu cred că conlucrarea președintelui, premierului și speakerului la această etapă este extrem de importantă. Din mai multe considerente. Și experiența pe care o am în gestionarea altor crize. Dar și ca semnal pentru cetățeni. Ei văd că președintele care l-au ales, stă în prima linie. Voi continua această activitate. În ceea ce sunt de alegeri prezidențiale, haideți să ajungem. De mai multe ori am spus că acest subiect nu este pe agenda acum. Să ieșim din această situație. Mai departe o să vedem. Ludmila Sandu, bună ziua la toți. Astăzi am fost la magazin și am văzut că lumea nu respectă regulile de distanță. Sunt de acord, Ludmila, sunt astfel de probleme în unele magazine. Eu am avut o discuție cu rețelele de comerț din Republica Moldova, ieri sau la altă ieri, cu unul din reprezentanți. Spunea toare, voi avea discuții cu toți, absolut, cu conducătorii rețelelor. Trebuie să spunem unele filtre mai dure în ceea ce ține de cum oamenii, cum cetățenii merg la magazin, cum au accesul la case, să fie mai multe case deschise.
Pentru că am semnale că doar o casă, două sunt deschise. Apropo, dacă vorbim de magazine, un subiect important ține de prețuri. Am văzut că în perioada anterioară, în unele magazine au fost creșteri prea mari. Cineva mi-a dat exemplu de Hrișcă într-o rețea comercială unde a crescut prețul de două ori. După ce am intervenit, ați văzut că prețul acolo a revenit înapoi. De aceea facem tot posibil să menținem prețurile. Pentru că înțelegem că aceasta va lovi dur în fiecare dintre noi. De aceea, unde este posibil, o să plafonăm, dar și mesajul către agenții economici. Nu speculați în această etapă, la această etapă pe nevoile oamenilor. Eugen, dați voie să vină moldovenii acasă. Eugen, am spus acest lucru deja și mai repet, noi vrem să veniți acasă. Vrem să veniți acasă. Dar e imposibil să aducem 200.000 de moldoveni cu charterele în regim de urgență acasă. Și imaginați-vă dacă noi ne-am asuma acest risc. 200.000 de moldoveni, asta sunt 1.000 de avioane, câte 200 de moldoveni în avion. Acum imaginați-vă că noi găsim 1.000 de chartere, le achităm împreună cu dumneavoastră și începem să-i aducem. În primul rând, capacitatea pentru a face acest proces e foarte dificil. Într-a doilea rând, imaginați-vă cum gestionăm noi 200.000 de cetățeni ai Republicii Moldova care sunt posibil cu riscul de contaminare sau infectare mai departe, ce face cu 200.000? De ce dozat? De ce vin câte 2-3 charteri maximum pe zi? Pentru că noi trebuie foarte atent și foarte detaliat să vedem care este starea acestor concetățeni. Deci aș propune testarea tuturor la intrare și va fi testarea tuturor care intră în țară. Să-i depistăm. Care este infectat să meargă deodată la spital. Să nu se ducă acasă cum se duc unii deștepți și fac ziua de naștere și îmblă toate neamurile și îmblă peste tot și să infectează încă 100 sau 50 de oameni în jur, aceia încă mai departe și se duce pe lanț. Deci vă dorim acasă, vrem să veniți acasă, dar o să fie anumite etape. Și vă rog foarte mult, lucrul ăsta să-l înțelegeți. Iaroșkin, мы больше потеряем от этой паузы до 15 мая, чем если будет будем все работать и поднимать экономику. Эдуард, некоторые страны тоже так думали. Знаете, на начальном этапе, мне кажется, Англия, Голландия, еще пару стран, Германия даже, не ставила никаких ограничений. Думали, что, слушайте, давайте мы лучше, ну сколько там, кто-то умрет, кто-то заболеет, но главное, чтобы экономика работала. И вы видели, что все страны перешли на жесткий карантин. Потому что риски очень большие. Потому что нет еще против этого вируса вакцин. Поэтому большинство стран приняли решение сделать карантин чем жестче и выиграть время. Вопрос же в чем? Это и вам ответ, и другим. Вопрос в чем? Что если будет массовое заболевание, то медицинская система может быть заблокирована. Вот как произошло в Италии. В Италии что произошло? Слишком много больных, заблокировано, ну, коллапс медицинской системы, они просто не успевают. Поэтому жесткие меры карантина позволяют, с одной стороны, не перезагружать медицинскую систему, с другой стороны, выиграть время для того, чтобы справиться с этой эпидемией. Да, мы понимаем, что экономика потеряет. Но я процитирую Билла Гейтса, мне кажется, вот было недавно, вчера или позавчера. Или кто-то из них сказал следующее, что я видел где-то, читал. Сказал, что деньги мы заработаем, а человеческие жизни мы не вернем. Для чего бани? Ну, бань экономиян космой факт, космой дженереза. Вот спуним про чесли. Да, импортанцы по страмуамни. Импортанцы, ну, пердим чьи-то тени. А часто есть приоритет у нас. Наталья Атипова, посольство Чехии, говорят, пишите свои данные, все имейлы заблокированы. Хорошо, проверим, что там в посольстве Чехии. Все посольства получили указание от правительства вчера, да и раньше было, чтобы работали по этой системе для того, чтобы создавать списки по возвращению людей домой. Балануса Николай, кыдво май путя резистан кондитилен кари статул. Не дам бенесема, ну ва путя акупери келтуелле. Дом Николае, ной с инчеркен са акуперим келтуелле чель май стринженте. Сфачен тот посибил, пентру ажута ши агенци економич, ши популация. Евидент ка ну путен с не пермитим, кумаш пермит унли стати с инчапа типаририя банилор, ши са дай бань на драпта шла стенга. Лук просто ну не путем пермити. Дар о сажутем,
Что со винку ажу топен, в чей коряу чама стрикта нечистать. Лука и он, держа се штие кену ешь шисуа, дака проблема COVID-2 континуа, анка 2-3 луни, ей се штяпты лау речесиуни, ши ла тема дат аж дори се интреби по силу кова са рестартем экономия цари, ка са птем опри читатения каса, тинерету, что то дата са птем радикаш саларли, вы мулцмеск мут. И он, че ворбям май сус. Я консидер ка ceea ce se întâmplă cu regret la această etapă este și o provocare pentru noi. Știți cum spun chinezii? Că fiecare criză este și o oportunitate. Și eu vorbesc acum nu doar de globul pământesc, de Europa. Europa va fi alta. Uniunea Europeană va fi cu totul altă. Dar și Moldova va fi altă. Dar și Moldova va fi altă. Aceasta este o oportunitate pentru a schimba unele lucruri care trebuiau schimbate de mult. În domeniul educațional, ceea ce se întâmplă acum platformele online, care va trebui să fie perfecționate în domeniul medicinii, în domeniul economiei. Uitați-vă cum s-a dezvoltat livrarea online acum a mărfurilor în această perioadă de criză. Noi, guvernul, ținem mâna pe puls și evident că o să venim cu suport financiar pentru a ajuta economia să iasă din această situație și să venim mai puternici. Dar e necesar, în primul rând, să trecem perioada dificilă și mai departe, pe prioritățile noi, să mergem cu finanțare. Vom lua bani din extern, vom lua bani din intern împrumuturi, dar vom ajuta pentru a relansa economia. Cristina, cei care ajung acasă la aeroport, ce control trec? Dau o analiză sau ceva de genul? Cristina, la această etapă doar sunt verificați temperatura și vizual care este starea lor. Dar sperăm foarte mult că în câteva zile guvernul va elabora mecanismul ca tot să treacă testul la coronavirus. Vadim Voloșin, domnul președinte, ce va fi cu examenul de bacalaureat? Căci sunt elev în clasa 12. Vadim, noi am discutat acest subiect cu Ministerul Educației. Sunt câteva soluții. În primul rând, vedem cât va dura. Eu v-am spus, până pe data de 15 mai, procesul de învățământ va fi sistat. Mai departe, sunt două soluții. Prima soluție, să recuperăm curriculul online, ceea ce se întâmplă acum, dar recuperat totalmente nu va fi posibil. Dacă recuperăm total, evident că atunci bacul, bacalaureatul trebuie să meargă în forma în care și în termenii care sunt prevăzuți. Cel mai probabil lucrul ăsta nu va fi posibil. Atunci rămâne doilea scenariu. Puțin de transferat mai târziu examenele, dar în același timp de convenit cu instituțiile superioare de învățământ, ca procesul de matriculare tot să-l înceapă mai târziu. Pentru ca să se reușească să se recupereze curriculum, să se dea bacul și să poată merge la matriculare în instituțiile de învățământ superioare. Aici trebuie să avem o abordare nu doar internă în Republica Moldova, pentru că sunt și universități în afara țării unde merg copiii noștri și noi să avem o abordare sistemică pentru această situație. Așa. De ce ne-a stăiat ajutorul social pe o lună, Marina? Marina, nu a fost tăiat niciun fel de ajutor social, eu o să verific. Din contră, acum toate plățile sociale sunt achitate. Ursache Diana, la Soroca e cod roșu, dar fabrica de încălțăminte lucrează. Suntem în situație de risc. Doamna Ursache, noi am rugat colegii de la Ministerul Economiei împreună cu Poliția, noi verificăm toate întreprinderile și dacă există situații de risc, solicităm sistarea activității de producere. O să-i spun colegilor încă o dată să merg la această întreprindere. Aliona Estrate, unde e miliardul? Doamna Estrate, ați văzut ceea ce face Procuratura Generală, știți care sunt măsurile. Recent sau câteva săptămâni în urmă au fost reținuți câțiva din conducătorii băncii naționale, și foști, și recent, și actuali conducători. Din câte cunosc eu, se mișcă lucrurile în această direcție mai bine decât a fost anterior. Noul Procuror General, care are o abordare mult mai profesionistă. Gena Burlin, dar e drept dacă o persoană venită în țară nu stă în carantină, dacă îl dau la poliție, îmi dă 11.000 de lei. Ghenadi, probabil e vorba de un primar din suburbii care a făcut această decizie. El public a spus că e gata să dea jumate din amendă. Nu? Mergeți la el și întrebați-l. Dar, evident că, dacă să dăm într-o parte doar această întrebare, este foarte important să stați în carantină cei care ați revenit din zonele de risc.
Надя Райская. В Приднестровье наладили производство масок. Можно ли это сделать и у нас? Надя, мы находимся в полном контакте с нашими коллегами из Приднестровья. Я с Вадимом Николаевичем Красносельским только на этой неделе несколько раз говорил. Они поднимали вопросы по медикаментам. Я видел, что и официальное заявление. Мне сегодня утром доложили вице-премьер по реинтеграции, что все вопросы решены по медикаментам, по поставкам. Никаких заблокированных машин нету. Я знаю, что Тиротекс перешел на пошив этих масок. Хочу вам сказать, что и много предприятий на правом берегу, и ОНЕЛ то же самое делает. Мы сейчас работаем по текстильной промышленности для того, чтобы обеспечить нужды здравоохранения, полиции, Министерства обороны. И, безусловно, будем заполнять дальше торговые сети. Ну, Фармачилин, ситуация конкретно Пентрука, отчасти МЭШ София. К2-дура эпидемия. Михаил, Марина. Марина, депинди нуем приморон. Депинди де фи каре динтер нуем. Дако сфим респонсабель, дако ос индеплиним ачеле прескриери каре сент, ачеле рекомандер дин партия органелор ди стат, осе тречем май репеди песте această пандемии. Шо вон ревени ла вяца нормал. Дако вом демонстра и респонсабилитате, аша кум ку регрет ам регистрат паркурсу ультимилор септамин, атонче această пандемии ва дура май мут. Ем дорес фуарте мут ка cât se poate de repede. Noi să ieșim în această situație. Eu cred că își dorește fiecare dintre voi. Dar vă rog foarte mult. Vă rog foarte mult. Haideți să fim responsabili. Haideți să nu creăm probleme mai mari pentru sistemul medical. Haideți să fim solidari unde putem să ajutăm. Și dacă vom fi cu toții împreună, eu cred că vom trece mai repede peste această situație. Eu vreau să vă mulțumesc, să vă urez o zi bună. Vom ieși în direct așa cum o facem în fiecare zi. Noi am convenit cu domnul prim-ministru că celula de criză de la orele 16:30 într-o zi o conduce dumnealui, într-o zi o conduc eu. Ieri am condus-o eu, astăzi domnul prim-ministru, probabil va fi mâine sâmbătă și tot așa pentru a vă da informația cea mai operativă. Vă mulțumesc, o zi bună și sunt la dispoziția dumneavoastră.